Continuă războiul declarațiilor după ce ambasada Rusiei la București a lansat mai multe mesaje pe Facebook la adresa relației țării noastre cu NATO. Ministrul român al afacerilor externe transmite că, citez, ambasada Rusiei nu știe că România este de 17 ani în NATO. Șeful diplomației de la București s-a referit și la comportamentul Rusiei pe fondul ultimelor tensiuni cu Ucraina. Ministrul de Externe a comentat pe marginea unui mesaj recent publicat pe pagina de Facebook a ambasadei Rusiei la București. Mesaj despre care spune că am văzut acolo un fel de avertisment mai mult sau mai puțin voalat la adresa României, de a nu merge în siajul unor aventuriști militari din conducerea NATO. Cert este că este regretabil faptul că nu se știe încă în cadrul diplomației ruse că după 17 ani de la momentul aderării României la NATO, România este NATO. Trebuie să fim foarte clari aici. Orice amenințare la adresa României este de fapt o amenințare la adresa NATO și luăm în serios aceste aspecte, a declarat șeful diplomației române pentru un post de televiziune. Ministrul afacerilor externe a vorbit și despre anunțul Rusiei cu privire la retragerea trupelor care au fost masate în jurul Ucrainei. În acest context a arătat că trebuie făcute evaluări și continuate demersuri pentru dezescaladare. De altfel, anunțul pe care l-a făcut Federația Rusă arată și faptul că echipamentele grele rămân pe teren, ceea ce reprezintă în continuare un semn de îngrijorare. Pe de o parte, pentru că asta înseamnă că ele ar putea să fie folosite și într-o ediție a doua sau mai multe ale acestui eveniment care a avut loc în regiunea Mării Negre. În al doilea rând, arată faptul că aceste echipamente nu rămân singure, evident. Asta înseamnă că în orice ipoteză, chiar și dacă această retragere are loc, ea nu va fi una totală, a mai arătat șeful diplomației române. Potrivit experților în politică externă, avertismentul voalat transmis vinerea trecută de ambasada Rusiei în România ar reprezenta de fapt un răspuns la poziția României față de tensiunile din estul Ucrainei. Dă de fapt o replică reuniunii trilaterale de la București și reacțiilor României față de masarea de trupe din estul Ucrainei, de lângă frontiera Ucrainei. Iulian Chifu a mai precizat că trebuie luat în serios faptul că Rusia își va menține armamentul greu de la granița cu Ucraina. Și lucrul acesta arată presiunea continuă, constantă, pe care o exercită Rusia asupra Ucrainei pentru a face cedările pe care și le dorește în regiunea ocupată din Donbas. Toate aceste reacții apar după ce zilele trecute ambasadorul rus din România, Valeri Cuzmin, a avertizat că țara noastră ar trebui să fie îngrijorată în situația în care s-ar implica într-o aventură militară alături de NATO. De la începutul acestui an, tensiunile dintre NATO și Rusia s-au tot accentuat. Una dintre principalele cauze a fost reprezentată de ciocnirile militare între armata ucraineană și separatiștii din estul Ucrainei susținuți de Moscova. O altă cauză a tensiunilor a fost mobilizarea de către Rusia a peste 100.000 de soldați, plus tehnica militară la granița cu Ucraina, sub pretextul unor exerciții militare. În replică, NATO a desfășurat mai multe forțe în România și Marea Neagră, gest care a atras ostilitatea Rusiei.